În fiecare an, de 15 septembrie, sunt convinsă că foarte multă lume se gândește la copii și foarte multă lume face gesturi pentru copii. De aceea, chiar dacă ele sunt anonime, ele există și poate cu atât mai valoroase cu cât nu sunt date publicității. De data aceasta, campania Intermedia vrea să arate că ne gândim mereu la copii. Și nu numai pe 15 septembrie, dar cu atât mai mult pe 15 septembrie. Astăzi clopoțelul sună pentru un copilaș din clasa a 6-a. Să mergem la cumpărături, nu? Să mergem. Începem cu ghiozdanul. Fiind vorba despre un băiețel, sigur că există o simbolistică a culorilor. Albastru, și da, nu foarte albastru, pentru că băiețelul este clasa a 6-a, dar aici văd eu un ghiozdan foarte drăguț, care are și puțin albastru și care are și un tur Eiffel. Sigur că e un ghiozdan cu imagini din Europa. Iată și Catedrala Notre-Dame. Poate are și vreo imagine din Suceava, dar oricum este foarte drăguț. Este deschis către lume. Ce părere aveți? Da, este un hai să vedem cât este de încăpător. Este foarte încăpător. Va trebui să punem aici stilouri, nu pixuri. Are compartimente și cred că este mai bine fără compartimente, pentru că acele compartimente sunt de obicei foarte strâmte și se introduci toate creioanele în spațiul respectiv. E mai greu. Eu aș merge pe acest penar care este generos. O cutie de culori. Creioane, mai întâi. Da? Cred că este... Sper să aibă tot ceea ce îi trebuie. Sunt de calitate. Acum, acuarele. Haideți să vedem. Acuarele și pensoane. Avem aici, acuarele și pensoane. Un set de carioca. Haideți să luăm și un set de carioca. Putem să-l încurajăm să devină un artist. Caietele de matematică. Cele mai importante. De limba română, caietele dictando. Oferta este extrem de diversificată. Da, foarte diversificată. Să luăm câte 5 caiete de matematică, da. Și acestea sunt frumoase, colorate. Ascuțitoare este? Da, și ascuțitoare, sigur că da, am cumpărat multe creioane. Avem o trusă foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Și, dar aceasta ce este? Tot o trusă, nu? Da. E altfel, are... Acestea sunt pentru deci avem rechizite școlare pentru stângaci și pentru dreptaci. Da. Interesant. Totuși am vrea o riglă mai mare. Unde? Putem să-i luăm o riglă mai mare separat. Sigur, separat. O riglă și un echer. Sau dacă nu, set. Sau setul acesta, sigur că așa. Da. Așa. Perfect. Așa. Francez, român, român, francez. Da. Deci acesta puteți să-l luați. E dublu. Perfect. Să-l învățăm limba franceză, da? Niculescu este o marcă deja în materie de dicționare și mă bucur foarte mult. Sper să-i placă limba franceză și să poată să citească în franceză și să vorbească vreodată. Mi-e drăguț. Eu zic că e foarte drăguț. Întotdeauna. Donald întotdeauna provoacă zâmbete și bucurii, nu numai celor mici, ci și celor mari. Cred că va face plăcere. Un prieten pentru clasa a 6-a. Recapitulare, să vedem dacă am cumpărat de toate. Am avut nevoie de caiete pentru limba română, dictando, caiete pentru matematică, caiete de geografie, de biologie, de muzică, da. Pentru matematică este și trusa de geometrie, pentru desen sunt și acuarelele și creioanele colorate, carioca. Doamna Ardeleanu, vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit alături de noi și mai ales alături de acest copilaș din cartierul Ițcani. Doamnelor și domnilor, campania noastră Clopoțelul sună pentru toți copiii continuă. Dacă vreți să vă alăturați, să donați un ghiozdan utilat unui elev, vă așteptăm mesajele pe adresa noastră de e-mail pe redacție@intermediatv.ro.